Aș vrea să dau citire de la Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 27. Este o întâmplare din viața Apostolului Pavel, un capitol care îmi place foarte mult. Este o întâmplare care descrie modul cum trebuie să se comporte un copil al Dumnezeu în vremuri de criză, în vremuri de restriște, în vremuri de încercare. Și vom vedea cum Dumnezeu lucrează, chiar mai ales în aceste vremuri. Faptele Apostolilor, capitolul 27, pagina Bibliei 1091. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostași Augusta, numit Iuliu. Ne-a însuit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei și am pornit. Aveam cu noi pe Aristarh, macedoneanul din Tesalonic. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru, pentru că vânturile erau potrivnice. După ce am trecut marea, care scălda Cilicia și Pamfilia, am ajuns la Mira, în Licia. Acolo sutașul a găsit o corabie din Alexandria care mergea în Italia și ne-a suit în ea. Timp de mai multe zile am mers încet cu corabia și nu fără greutate am atins înălțimea Cnid, unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe lângă capul Cretei, alături de Salmona. De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis: oamenilor, călătoria văd că nu se face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul asculta mai mult de cârmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo, ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezea spre miaz zi apus și spre miază noapte apus, ca să erneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe luntre. După ce au ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloace de ajutor. Au încins corabia cu frânghii și, de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie și a treia zi noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger al Dumnezeului, al cărui sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului
și iată că Dumnezeu ți-a dat pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu, că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Dar trebuie să dăm peste un ostrov. În noaptea 14-a, pe când eram prins și încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții marinari au bănuit că se apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni. Au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 stânjeni. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat 4 ancore spre cârma corăbiei și doreau să se facă ziua. Dar deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobăzeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele înspre partea dinaintea corăbiei, Pavel a zis sutașului și ostașilor: dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Atunci ostașii au tăiat funile luntrii și au lăsat-o să cadă jos. Înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis: astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veghe și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun păr din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de mâncat. În corabie eram de toți 276 de suflete. După ce s-au săturat, au ușurat corabia, aruncând grâul în mare. Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de departe un golf care avea maluri nisipoase și au hotărât să împingă corabia într-acolo dacă va fi cu putință. Au tăiat ancorele ca să le sloboadă în mare și au slăbit în același timp funile cârmelor. Apoi au ridicat vântrila cea mică, după suflarea vântului s-au îndreptat spre mal. Dar a dat peste o limbă de pământ unde s-a înfipt corabia și partea dinaintea corăbii s-a împlântat și stătea neclintită, pe când partea dinapoi a început să se rupă de izbitura valurilor. Ostașii au fost de părere să omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul prin un not. Sutașul însă, care voia să scape pe Pavel, i-a oprit de la gândul acesta. A poruncit ca cei ce pot înota să se arunce de pe corabie în apă și să iasă cei din tâi la pământ, iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe frânturi de corabie, și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la uscat. Amin. Iată o întâmplare, de fapt este în sfârșitul cărții Faptele Apostolilor, este o fărâmă din viața apostolului Pavel și cred că dacă i-ar fi scris toată viața, probabil viața lui a fost cumva la extreme, a trecut prin tot felul de primejdii și încercări. De data aceasta, Pavel mergea întemnițat, fusese dat în mâinile romanilor de către iudei, fusese interogat de împăratul Agripa, le povestise, relatase și sunt minunate aceste mărturii prin care el se folosește de lanțurile lui ca să vestească Evanghelia. Era în lanțuri și iată, el folosea orice prilej. Și Agripa spune: curând, tu vrei să mă faci creștin, îi spune Agripa. Și spune: fie curând, fie târziu, să dea Dumnezeu să fii ca mine afară de lanțurile acestea, îi spune Apostolul Pavel. Sigur că el ceruse să fie judecat de cezar și spune: de cezar ai fost cerut, de cezar vei fi judecat. Ei făcuseră o analiză și vedeau că el nu fusese vrednic de moarte, dar după legea romană trebuia să meargă la Roma ca să fie judecat de cezar. Și iată-l, Apostolul Pavel este îmbarcat pe corabie, pe vremurile acelea, nu, corabile
nu erau așa de performante ca în zilele de astăzi, nu trebuia să traverseze Marea Mediterană, aveau o haltă undeva în insula Cipru și era un drum destul de lung. Sigur că soldații romani se foloseau de prilejul acesta, nu? Și era o corabie de transport. Practic, merge și cu, avea mai mulți prizonieri care ceruseră să fie judecați, să fie dus la Roma, să fie judecați. Și iată, îi dă pe mâinile unui ostaș din ceata de ostaș, Augusta, numit Iuliu. Se urcă în corabie, sigur, trec prin câteva localități, Sidon, ajung mai departe, ajung lângă Cipru, schimbă corabia, ia altă corabie și merge în cec cu corabia, ajunge, este o, această înălțime, Cnid, o notează de pe insula Cipru și nu-i lasă vântul. Și atunci ajung la un loc numit Pupasuri Bune și stăteau acolo ca să se îmbunătățească vremea, să poată să meargă spre Roma, nu? Lângă o cetate, spune Apostolul Pavel, numită Lasea. Nu? Și trece o perioadă de vreme și sigur că veneau uraganele, veneau vânturile mari. Marea Mediterană este foarte zbuciumată și sigur că trecuse vremea în care se putea naviga fără probleme. Și Apostolul Pavel, un foarte bun cunoscător, numai al Scripturii, ci și al lucrurilor, el călătorise, de fapt, cu corabia, de mai multe ori mersese în Asia, a doua și a treia călătorie, nu, de evangelizare, călătorise foarte mult cu corabia. De fapt, el călătorea foarte mult, mijloacele de transport nu erau măgărușul, erau niște căluți mici, și corabia. Și drumurile, ori dacă le făceau pe uscat, erau pline de primejdi din partea tâlharilor, erau tâlhari peste tot. Trebuia să traverseze munții, nu? Când trecea în Asia, erau munții Taurus, cu înălțimi despre 4.500 de metri, foarte primejdioși, nu? Poposeau prin locuri inospitaliere, mergea cu corabia, la fel și pe corabie, pe mare, erau pirați, deci trecea de multe, multe primejdii, de dragul Evangheliei. Știa că are o țintă și de data aceasta trebuia să ajungă la Roma și el le spune oamenilor, nu mai plecați, pentru că e cu primejdie, ce să faceți aici, nu e bine. Sigur că comandantul corabiei nu avea o încărcătură de transport, pentru el nu transportul acela însemna bani. Sutașul s-a uitat la Pavel, era prizonier. Comandantul corabiei i-a spus, lasă că te trec eu, mergem, plecăm, riscăm și pleacă în această călătorie. Iată, cam acestea sunt datele problemei. Deci era garda aceasta care păzea pe Pavel, nu? Așa, comandantul corabiei cu corabierii spune că erau 277 de oameni pe corabie, nu? Transporta și oameni și tot felul de bunuri, grâne, tot ce era de negoți, treia ca să plece. Și spune, începuse să sufle un vânt ușor și ca unii care se credeau stăpân pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia. Așa se întâmplă și în viață. Așa că de multe ori te crezi stăpân pe țintă, pe situație, nu? Și lucrul acesta e valabil, nu? Pentru noi ca indivizi, pentru societate, nu? Pentru lumea aceasta, nu? Tocmai când ne credeam și se credea stăpână, și spunea că noi, gata, cunoaștem toate tainele, toate știința, cunoaștem totul, nu mai este nimic necunoscut pentru noi, avem toată tehnologia ca să putem să combatem orice fel de lucru, orice fel de boală. Mai sunt câteva nedescoperite.
Și lumea aceasta, vedeți, care se credea stăpână pe țintă, nu? Pe prosperitate, iată că un simplu virus care nu se știe de unde a apărut, n-au putut să-i găsească, să-i dea de capăt, nu? Care omoară fără deosebire, nu? Atacă și pe bogat și pe sărac, și pe tânăr și pe bătrân, și bărbat și femeie, și alb și negru, și orice fel de... Deci nu are nicio logică, și oamenii de știință medicală au încercat să descopere o logică și n-au reușit absolut nimic. De aceea este groaza aceasta care a intrat, pentru că nu poate, nu are, se răspândește cu o repeziciune. Spuneau că îi place iarna, iată că îi place și vara, deci practic așa, deci nu este, nu se vede niciun sfârșit. Poți să o faci odată, să o faci de două ori, de trei ori, de 10 ori. Deci practic este cumva, iată, Dumnezeu cu un virus mic a pus toată lumea la picioarele ei, numai că lumea nu ia seama. Așa a fost și oamenii aceștia. Erau stăpâni pe țintă, au ridicat ancole și au pornit corabia și sigur că s-a pornit furtuna. A fost o furtună groaznică, nu? Pe urmă ce, un caz de furtună, nu? Trebuie să scap viața. Ce a arunc primul? A aruncat uneltele corăbiei, a aruncat tot ce era grâne, a aruncat tot ce era materiale, a aruncat tot, spuneau, lepădat uneltele corăbiei, practic ce aveau acolo de navigat. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică, încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Deci pierduseră orice nădejde de scăpare. Dumnezeu i-a dus până aceea situație. Haideți să vedem ce se întâmplă cu Pavel. Nu? În vremuri de furtună, în vremuri de deznădejde, în vremuri de încercare, ce face credinciosul? Nu? Se ascunde, se duce și el și se ascunde. Sigur că el nu l-a pus pe Dumnezeu la încercare să spună, gata, stai că eu mă arunc în apă și merg pe apă, sau să facă lucruri din acestea extraordinare. Nu. Pavel, cred că s-a rugat toată această perioadă. Cine comanda corabia? Aici este lucru cel mai important și se vede o răsturnare extraordinară de situație, dar nu prin violență, ci prin stăpânirea de sine, prin curajul de care dă dovadă. Nu? Era sutașul, comandantul corabiei. Nu, comandantul corabiei este stăpânul navei, avea și atunci, poate să te arunce peste bord, are drept de viață și de moarte asupra tuturor celor de pe corabie. Și în ziua de astăzi, comandantul de submarin, nu, sau de navă, nu, așa, are drepturi excepționale. El este ca un șef de stat acolo. El poate să decidă orice. Ce se întâmplă? Pavel se ridică, sigur că și el poate era mânat de frică, dar îi vorbise Dumnezeu. Un înger al Dumnezeului a căruia sunt eu, îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a spus, nu te teme, Pavele, tu trebuie să ajungi la Roma, iată că Dumnezeu ți-a dat pe mână toată corabia împreună cu tine, ia ta, fă ce vrei cu ea. Și ce le spune oamenilor? Trebuie să mă ascultați, la rata, ați greșit, dar nu e nicio problemă, nu? Pentru greșeală, totdeauna se plătește. Cine zice că greșeala nu se plătește, se înșeală. Orice greșeală se plătește, chiar și noi. Plătim greșelile în viață. Nu? Iacob a greșit și a plătit cu 7 ani de slujire la Laban. Nu? Și toți, când am greșit, plătim. De ce? A lăsat Dumnezeu acest mijloc ca să învățăm din greșeală. Vă spune, nu trebuie să plecați, nu e nicio problemă. Pentru greșeală o să plătiți toată încărcătura, dar veți scăpa cu viață. De ce? Pentru că eu am un Dumnezeu atotputernic care mi-a spus că nu vom pieri. Eu trebuie să ajung înaintea cezarului și voi veți ajunge cu mine. Liniștiți-vă, căci am încredere că Dumnezeu se va întâmpla așa cum am spus. Au apărut și în vremea de astăzi mulți proroci, nu știu ce fel de sunt, se termină, nu se termină, își dă cu părerea, e virus, nu e virus, sunt stăpânirile de vină, nu e treaba noastră lucrul acesta. Nu e. Nu
ne dăm noi. Poate sunt oameni de știință, sunt tot felul de conspirații și așa. Și mulți credincioși se bagă și intră în astfel de lucruri. Ce spune Scriptura? Am încredere în Dumnezeu. Nu? Noi ce trebuie să facem? Nu trebuie să avem mărturie, asta este așa. Nu are treabă creștinul. Să bagem politică, să schimbe, să dărâme, să facă guverne, să le desfacă, să așa, autorități și stăpâniri. Ele sunt puse, ele răspund. Credinciosul trebuie să aibă mărturie, așa a spus. Am încredere Dumnezeu că trebuie să ajung înaintea cezarului. Dumnezeu mi-a promis asta și voi trebuie să credeți, nu aveți altă șansă. Numai că ce se întâmplă cu marinarii? Ce s-au gândit ei? Aolo, hai că fugim. Nu au avut. S-au făcut ei un plan de rezervă și Pavel îi vede, spune, dacă ăștia pleacă, toți vom pieri. Pierd și ei și noi. Și atunci sutașul taie bărcile de salvare care era. Acum mai aveau o altă șansă. Cum să te duci, nu? Că corabia e greu să te apropii de pământ. Și Pavel zice, astăzi sunt 14 zile, mă, n-ați mâncat niciunul, ați lucrat extraordinar, ați făcut într-o așa, luați și mâncați, vom ajunge, uite, și el frânge pâinea, probabil, așa, și le-a dat la toți pâini, au avut pâini și au frânt și au mâncat toți. Și s-a îmbărbătat. Credinciosul, în vremuri de criză, îmbărbătează pe alții. El nu stârnește panica, nu este un agent de panică, nu dă zvonuri care nu au niciun fundament. Credinciosul este stăpân pe situație. De ce? Pentru că Dumnezeu are totul sub control. El îngăduie și vremuri de criză și vremuri de încercare, El îngăduie ca corabia să fie luată de valuri, dar tot El o duce la liman. Așa este și cu viața noastră. Nu știu dacă așa. Eu am mulțumit lui Dumnezeu pentru toate rugăciunile neascultate. Ce credeam eu că era mai bun, cu multă vreme, de fapt Dumnezeu de ce nu mi l-a ascultat? Pentru că aveam în vedere ceva mult mai bun. Și atunci mă îngrijoram, aoleo, că uite, nu mă ascultă, dar El m-a ascultat, dar a vrut să-mi dea ceva mai bun. Așa și aici. El a vrut și toți oamenii aceștia să prețuiască viața. N-a mai contat toate bunurile. Așa este, acum lumea este într-o agitație, toți așteaptă să se termine. Și toți sunt speriați. Spunea cineva că pe vremea aceasta de pandemie și bogatul și săracul a stat în aceeași cameră, unde să stea. Au mâncat mâncare, ce au avut, nu? Și de ce sunt îngroziți? Mai mari acestei lumi. Pentru că nu mai au ce să faci cu atâtea miliarde și cu așa. Și mulți au. Spunea cineva că are 6 case. În care stai? A, nu, că am un apartament la oraș. Nu ai ce să faci cu asta. Și mâncare, câtă să mănânci, tot o porție, că acum deja doctorii toți recomandă, și-au spus, cumpătare în toate. Iată că Pavel preia controlul. De ce? Pentru că el avea încredere în Dumnezeu, el credea și știa că Dumnezeu îl va duce acolo unde i-a promis, el știa că un credincios în vremuri de criză, în vremuri de încercare, nu se pierde cu firea, nu? El este stăpân pe situație, știe unde merge, nu? Chiar dacă se sfunda corabia, el știa unde merge, că a venit de la Dumnezeu și la Dumnezeu se duce și lucrul acesta este pentru noi. Să luăm seama la furtunile vieții. Aici spune că 14 zile nu au văzut nimic. Nu, a fost furtună continuă, nu puteai să dormi, nu puteai să faci absolut nimic pe furtună. Se legăna în toate alea, venea apa peste ei și tot așa. Nici n-au mâncat, nici n-au băut. Nu, ce să mănânci, că dădeai totul afară. Și sigur că spune că au aruncat până la urmă și grâu în mare. Se satură. Merge corabia și se împlântă într-un dâmb. Nu putea să ajungă la mal. Acum au stat și ce să facă? Au vrut să omoare pe prizonieri. Au zis că dacă le dau drumul, ăștia să duc și fug. Nu-i mai găsesc.
Era o mare dilemă, dar iată, iară intervine Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu are totul sub control. Noi așa spunem că totul e întâmplare, că virusul ăsta așa se răspândește și face. Dar el are un scop. Dacă nu vedem scopul problemei, scopul încercării, nu. Și nu văd. Mai mari lumii aceștia nu văd scopul. Nu-l văd pe Dumnezeu. De ce îngăduie Dumnezeu încercarea aceasta peste lumea aceasta? Iată o întrebare. Toți să ne întrebăm. Dumnezeu ne avertizează, ne dă. Lua seama. Pocăiți-vă. Mai e o șansă. Spunea Sebi, spunea de Ninive, că nu înțelegea de ce Iona n-a vrut să ducă să le spună la niniveni să pocăiască. N-a înțeles și așa. Spune că a ieșit cineva, le-a explicat o oră. Le-a spus cine erau asirienii. Asirienii erau cei mai groaznic popor care s-a întâlnit vreodată pe fața pământului. Ei când veneau într-o cetate, indiferent că se preda sau nu se preda, supuneau toți locuitorii, nu îi omorau, la cele mai groaznice chinuri. Îi jupuiau de vii, îi ardeau de vii, tăiau în toate felurile. Deci nu lăsau suflare de om. Copil, de la copil până la adult, erau cel mai sălbatici oameni, cel mai groaznic popor întâlnit în istorie. Se spune că ei au pustit o suprafață așa de mare că, practic, era pustiu în urma lor. Unde se dudeau. Ei bine, oamenii aceștia groazni și teribili îi trimite Dumnezeu la ei, la omul acela rău. Și Iona ce face? Nu mă duc. Nu, oricare. Multă vreme n-am înțeles nicio. De ce n-a vrut Iona să se ducă la ei? Bă, era simplu. Și de ce a fost supărat? Nu? Și pe urmă când a auzit, s-a urcat în corabie și Dumnezeu lui iar l-a adus cu peștele. Nu? Îl duce, la așa fel și cu Pavel. De ce? Pentru că erau cruzi oamenii aceia și știau, mă, dar dacă le spun să pocăiască, ăsta e scopul nostru, să le spunem la oameni să pocăiască. Dacă le spun și să pocăiești și Dumnezeu iartă. Iartă oamenii aceia. Și ninivenii au făcut la fel. Ei bine, iată, Apostolul Pavel era să fie omorât. Ostașii au zis, gata, îi omorâm, păi da, ne fug prizonierii, noi ne omoară și pe noi. Și sutașul, ce face? Ca să-l scape pe Pavel, nu-i păsa de alții. Pentru el făcea slujba asta, era o rutină. Așa, i-a oprit de la gândul acesta. Și i-a pus pe toți, pe frânturi de corabie și ajung la mal. Iată cum lucrează Dumnezeu. Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. Și El vrea ca în vremuri de criză, în vremuri de furtună, să, chiar dacă este inevitabil să trecem prin spaimele acestea și sunt tot felul de frici pe care le-am experimentat și le experimentăm și le vom experimenta și sunt normale. Dar în vremuri de criză, creștinul stă drept, stă vertical. Și el dă slavă lui Dumnezeu pentru că știe că Dumnezeu are un plan pentru el. Nu aleargă. Și e bine. Să-și procure cele necesare. Dar acum nu e vremea. Nici de îmbogățit, nici de alte lucruri. Acum este vremea în care cel credincios este și încurajează pe alții. Îmbărbătează pe alții. Le transmite cuvântul lui Dumnezeu. Le transmite voia lui Dumnezeu. Planul de salvare. Scopul lui Dumnezeu este ca oamenii să se pocăiască, ca omenirea aceasta să se pocăiască. Poate vom scăpa de virusul acesta, va apărea altceva. Ei deja, oamenii de știință, se pregătesc pentru un alt virus care va apărea. Și tot așa, vor fi spaime, nu? De războaie, de cutremure, de orice alt cataclisme. Vom trece și prin alea. Dar credinciosul trebuie ca Apostolul Pavel să se ridice în picioare și să spună oamenilor, stați liniștiți, trebuie ca să-L cunoașteți pe Dumnezeu, pentru că El mi-a vorbit și îmi vorbește. Și Domnul să ne ajute ca să ducem la împlinire planul lui Dumnezeu, El să ne binecuvânteze. Amin.